seara și bine v-am găsit, sunt Carolina Bețivu și vă prezint principalul buletin de știri al zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Un șofer s-a izbit cu mașina în poarta ambasadei Federației Ruse la Chișinău, după care a fugit. Asomațiile oamenilor legii de a opri șoferul fugar a accidentat alte două mașini. Curtea Supremă de Justiție a admis contestațiile depuse de mai mulți procurori și judecători care au picat evaluarea integrității etice și financiare. Potrivit hotărârii Instanței Supreme, aceștia ar urma să fie reevaluați de Comisia Preveting. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a obligat Termoelectrica să elimine toate sursele de contaminare a solului de pe teritoriul CET1 și în termen de 30 de zile să găsească o companie care să depolueze pământul în care a fost îngropat un lot de păcure. Noaptea trecută a fost bombardat portul Ismail, oraș situat în imediata apropiere de hotarele Moldovei și României. Potrivit autorităților locale, la construcțiile industriale și portuare au izbucnit incendii. S-a izbit cu mașina în poarta ambasadei Federației Ruse la Chișinău, apoi a dat bir cu fugiții. Asta e sprava unui bărbat. Poliția spune că a fost anunțată despre acest caz azi dimineață, în jurul orei 6. Automobilul a fost localizat imediat pe traseul spre Strășeni, dar șoferul a ignorat toate cerințele oamenilor legii de a opri și între timp a mai accidentat două mașini, din fericire fără victime. Bărbatul a fost totuși oprit forțat de polițiști în raionul Strășeni, unde sunt efectuate toate acțiunile procesuale necesare. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene susține că instituțiile moldovenești vor investiga acest caz. Totodată, instituția și-a exprimat regretul în legătură cu acest incident și a declarat că va continua să asigure buna funcționare a tuturor misiunilor diplomatice acreditate în țară. Precizările au fost făcute pentru Orizont TV de Igor Zaharov, purtător de cuvânt al ministerului. Curtea Supremă de Justiție a admis contestațiile depuse de mai mulți procurori și judecători care au picat evaluarea integrității etice și financiare. Potrivit hotărârii Instanței Supreme, aceștia ar urma să fie reevaluați de Comisia Preveting. În reacție, premierul a calificat decizia drept o rezistență a sistemului la reforma justiției inițiată de guvernare și a dat asigurări că toți cei care au luat decizia vor fi trași la răspundere. 21 de candidați la funcția de membru al CSM și al CSP care nu au trecut evaluarea Comisiei Preveting vor fi reevaluați conform deciziei din 1 august a completului de judecate special al Curții Supreme de Justiție. Printre cei care se regăsesc în liste se numără magistrații Veronica Cupcea, Stanislav Sorbalo, Valentin Caisin, Ion Chirtoacă, Vitalie Codrean, Vitalie Stratan, Angela Popil, Anatolie Gârbu, Nicolae Șova și alții. Deciziile publicate sunt irevocabile și au fost emise de judecătorii Tamara Kishka-Doneva, Mariana Pitic, Ion Guzun și Ion Malanciuc. În cadrul ședinței guvernului, premierul a declarat că cei care au emis asemenea decizii vor răspunde conform legii. Nu ne-ați surprins, de fapt. Da? Voi continuați, perpetuați acest efort și rezistați efortul de autocurățare. M-am uitat că acolo e așa un fel de copy-paste și, de fapt, s-a încercat mai mult de a demonstra un efort de sfidare. Nu o să reușiți. Noi vom continua să insistăm să avem legislație care să permită autocurățarea sistemului. M-am uitat așa și peste texte. O parte din ele, înțeleg, au fost scrise în afara curții. Și vreau să atenționez pe cei care participă la astfel de efort că asta înseamnă perpetuarea corupției și fiecare din cei care au participat la aceste acțiuni vor răspunde conform legislației în vigoare, cum s-ar spune.
Cu o reacție a venit și președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Olesea Stamate. Urmărim o nouă încercare a grupărilor corupte din sistem de a bloca evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Deciziile recente ale CSJ, prin care încearcă să anuleze toate deciziile Comisiei Pre-Vetting, demonstrează clar că unii judecători nu vor vetting, a scris parlamentarul pe Facebook. Am solicitat o reacție de la CSJ la cele menționate de Răcean și Stamate. Într-un răspuns oferit postului nostru de televiziune, se spune că instanța a anulat deciziile Comisiei de Pre-Vetting și a dispus reevaluarea candidaților deoarece încălcările sunt similare, pornind de la interpretarea eronată a normelor de drept material care reglementează evaluarea, în special a conceptelor juridice nedefinite, care formează baza legală a emiterii deciziilor Comisiei de Evaluare. Stabilirea greșită a faptelor și aprecierea lor neobiectivă, tratament inegal pentru faptele similare, ingerință în treburile judecătorilor, procurorilor și altor candidați, contrare principiului proporționalității. Totodată, exercitarea greșită a discreției procedurale și infrângerea securității raporturilor juridice ar fi un alt motiv care a dus la anularea deciziei Comisiei de Pre-Vetting. În acest context, Curtea Supremă de Justiție recomandă politicului, guvernării, grupurilor de interese, mass mediei și oricărei persoane să se abțină de la etichetări umilitoare, linșaj public și justiție televizată. Totodată, CSJ subliniază că o justiție robustă se referă la un sistem judiciar sau la un cadru legal și instituțional care este puternic, rezistent și capabil să funcționeze în mod eficient, corect și echitabil, în fața provocărilor și presiunilor. Mai mult, Curtea Supremă de Justiție subliniază că transformarea justiției, ca și oricare putere legislativă și executivă, dar și orice domeniu social de activitate, urmează să fie efectuată doar cu respectarea demnității omului, drepturilor fundamentale și principiului supremației dreptului. Și una dintre asociațiile de judecători, care se numește Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, a venit cu o reacție la afirmațiile exprimate. Într-o democrație funcțională, puterea judecătorească trebuie să fie complet independentă și să funcționeze fără niciun fel de interferențe politice sau externe. Aceasta reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea unei justiții corecte, imparțiale și echitabile pentru toți cetățenii. În acest context, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova reafirmă angajamentul său ferm față de principiile statului de drept și pentru asigurarea că justiția rămâne liberă de influențele politice. Susținem un proces de reformă judiciară care să consolideze independența instanțelor și să promoveze integritatea profesională a judecătorilor și procurorilor, se arată în mesajul emis de Asociația Judecătorilor. Potrivit Comisiei Pre-Vetting, până la 27 iulie 2023, 18 candidați la CSM din rândul judecătorilor, 4 non-judecători și 5 candidați procurori la CSP, care nu au promovat evaluarea, au contestat deciziile Comisiei Pre-Vetting la Curtea Supremă de Justiție. În două dintre aceste cazuri, Curtea a menținut deciziile Comisiei Pre-Vetting. Restul contestațiilor, fiind vorba de 25, sunt în așteptare. Comisia Pre-Vetting a venit cu o reacție în contextul publicării deciziilor Curții Supreme de Justiție aferente examinării a 21 de contestații împotriva deciziilor de nepromovare ale Comisiei Pre-Vetting. Reprezentanții Comisiei informează că au luat act de emiterea deciziilor CSJ. Odată ce aceștia vor fi recepționate oficial, Comisia urmează să analizeze minuțios argumentarea Curții și se va expune asupra acțiunilor sale ulterioare, se spune într-un comunicat. Calea ferată din Moldova are din nou restanțe salariale. Administrația companiei spune că acestea sunt sezoniere. Care este suma datoriei și cum a reacționat guvernul la această problemă, vedeți în reportajul ce urmează.
Restanțele salariale din ultimele trei luni la calea ferată din Moldova sunt sezoniere și ar putea fi stinse aproape complet până la începutul toamnei. Despre asta a declarat pentru Orizont TV șeful serviciului comercial al companiei, Dumitru Prohnitski. Potrivit acestuia, până la sfârșitul săptămânii curente, toate datoriile pentru luna mai vor fi lichidate. Suma fondului salarial lunar al întreprinderii de stat este de circa 44 de milioane de lei. Acum în august revenim la normal și intrăm iarăși în graficul normal de achitare a salariilor și a celorlalte cheltuieli curente. Vom face tot posibilul ca în luna august să acoperim marea majoritate a restanțelor și să intrăm în septembrie cu, spunem așa, cu mici, doar mici restanțe. Șeful serviciului comercial al întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova a menționat că nu este primul an când restanțele salariale se formează în această perioadă. Asta se datorează scăderii accentuate a fluxului de mărfuri și cheltuielilor curente. Dumitru Prohnitski a subliniat că situația revine la normal de obicei în august, când apar comenzi pentru transportarea roadelor noi, cresc volumele de tranzit, importuri și exporturi. După ședința guvernului, șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a spus că joi va fi audiat raportul conducerii de la Calea Ferată din Moldova privind măsurile de soluționare a problemei. De menționat că CFM are aproximativ 6.000 de angajați. Mulți dintre aceștia, în iarna și primăvara anului 2021, din cauza restanțelor salariale de 5 luni, au protestat activ în diferite orașe ale țării, iar compania a fost în prag de faliment. Odată cu numirea conducerii noi, situația s-a schimbat. La începutul acestui an, șeful de la Calea Ferată din Moldova, Oleg Tofilat, a spus că în 2022 au fost plătite toate datoriile față de angajați, iar salariile au fost majorate cu 89%. În prezent, leafa medie la întreprindere este de 8.000 de lei. Partidul Renaștere a făcut totalurile sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului. Potrivit formațiunii politice, partidul de guvernare PAS, care deține majoritatea, a respins toate proiectele de lege propuse de deputații independenți, care vizează îmbunătățirea vieții cetățenilor. În cadrul unui briefing de presă, deputatul Alexander Nesterovski a declarat că împreună cu Irina Lozovan, colega sa, a înregistrat mai multe inițiative legislative în Parlament care au fost ignorate de PAS. Printre acestea se numără proiectul de lege care prevede prelungirea termenului de activitate în baza patentei, proiectul privind statut oficial pentru limba rusă, dar și inițiativa ce interzice promovarea relațiilor LGBT în rândul minorilor. Din păcate, toate inițiativele au fost respinse de PAS. Unele dintre ele nici nu au fost supuse votului, deoarece au fost împotriva lor. Altele, de exemplu, proiectul de lege care prevede prelungirea termenului de activitate în baza patentei, dar care oricum a fost ignorat, iar oamenii acum supraviețuiesc, iar altele nici pe ordinea de zi nu au fost incluse. Sperăm că măcar în sesiunea din toamnă va fi o ședință fierbinte și aceste proiecte cel puțin vor figura pe ordinea de zi. Deputatul Irina Lozovan a declarat că regretă acțiunile majorității parlamentare în raport cu opoziția, dar a menționat că, în pofida la toate, formațiunea din care face parte va munci pentru oameni. Ei au decis să închidă gurile celor care nu sunt de acord cu politica lor sau cu pozițiile lor proprii. Doar Partidul Renaștere la ziua de azi cunoaște problemele și activ se luptă cu ele. Ieșim în stradă, protestăm, arătăm cu ce nu suntem de acord și astăzi este principala putere a opoziției care are scopuri reale, principii și sarcini. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează afirmațiile celor doi politicieni. Anterior, Vlas a declarat că, cităm, socialiștii și comuniștii au fost la guvernare și au arătat de ce sunt capabili. În ceea ce privește declarațiile despre ignorarea inițiativelor opoziției, liderul PAS, Igor Grosu, a menționat pentru postul nostru de televiziune că fracțiunea ia în considerare doar acele proiecte pe care le consideră nepopuliste. Tot Grosu a declarat la finalul sesiunii de primăvară că PAS nu se va abate pentru nicio clipă de la reforma justiției și va construi o Moldova europeană pentru viitorul copiilor. Nici astăzi noul bașcan al Găgăuziei, Evgenia Guțul, nu a fost prezentă la ședința de guvern. Purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Voda, a declarat pentru postul nostru de televiziune că mai întâi toate procedurile legale trebuie finalizate, iar ușile cabinetului de miniștri sunt deschise la ședințe.
Nici astăzi scaunul dedicat reprezentantului autonomiei teritoriale Găgăuzie a fost liber, dat fiind faptul că procedurile formale de încheiere și instituire depunerea jurământului urmează a fi finalizate. După aceasta, deja cabinetul de miniștri se va întâlni în componența deplină. La această etapă, aceste proceduri nu au fost încheiate, respectiv în ședința pe care o vedem publică, scaunul dedicat autonomiei a fost liber. Am încercat să aflăm de la președinție când va fi semnat decretul de numire a Evgheniei Guțul în funcția de membru din oficiu al guvernului și în ce data aceasta va depune jurământul, dar purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale nu a răspuns la mesajele și apelurile noastre. Anterior, șeful statului, Maia Sandu, a declarat că legea va fi respectată întocmai. Noul guvernator al autonomiei Găgăuzie a fost învestit în funcție în data de 19 iulie la Comrat. Niciun reprezentant al puterii centrale nu a fost prezent la ceremonie. Președintele Maia Sandu a declarat că nu onorează o persoană susținută de o grupare criminală și care face parte dintr-un partid politic declarat între timp neconstituțional de Curtea Constituțională. Guțul a calificat gestul autorităților de la Chișinău drept o insultă la adresa găgăuzilor. Candidatul partidului Șor, declarat recent neconstituțional, Evgenia Guțul, a câștigat alegerile din turul 2, devansând concurentul susținut de Partidul Socialiștilor. După scrutin, a fost pornită o cauză penală pentru finanțare ilegală și corupere a alegătorilor. Recent, Procuratura Anticorupție a anunțat că are 11 suspecți, dar nu a dat numele acestora. Deputatul socialist Adrian Albu este candidatul înaintat de PSRM pentru alegerile la funcția de primar al municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut de secretarul executiv al formațiunii Igor Dodon în cadrul unei conferințe de presă. Igor Dodon a anunțat că numele lui Adrian Albu a fost votat în cadrul ședinței Comitetului Executiv al PSRM și a menționat că acesta este candidatul de încredere al socialiștilor la primăria municipiului Chișinău. Potrivit lui Dodon, Albu este o persoană cu experiență managerială destul de impunătoare. Noi suntem ferm convinși că dumnealui ar putea și va face tot posibilul ca în Chișinău să se scrie o pagină de aur pentru dezvoltarea capitalei noastre. Noi în aceste alegeri mizăm pe electoratul de stânga, dar și pe alegătorii de centru și alții care nu s-au determinat. Propunem o candidatură puternică care va avea toată susținerea Partidului Socialiștilor și, evident, și susținerea mea personală. Adrian Albu a ținut un discurs în limba română și rusă și a declarat că locuitorii municipiului sunt cei care trebuie să decidă în ce direcție să meargă Chișinăul. Pentru noi e un postulat de bază care îl vom promova, va fi incluziunea și participativitatea tuturor cetățenilor în viața Chișinăului și a municipiului per integru. Noi considerăm că echipa socialiștilor este cea mai puternică, este cea care a demonstrat de nenumărate ori că ceea ce spunem, facem și de fiecare dată am avut rezultatele palpabile. Adrian Albu are 40 de ani, este jurist de profesie și deputat în Parlamentul Republicii Moldova la primul mandat. Anterior, el a deținut funcția de secretar general al Parlamentului și a activat în calitate de consilier al președintelui fracțiunii PSRM din Parlament. Potrivit declarației sale de avere depusă anul trecut, parlamentarul a obținut în 2022 aproape 179.000 de lei salariu pentru activitatea sa de deputat. Un salariu de puțin peste 118.000 de lei Albu a ridicat din activitatea sa în cadrul unei fundații. În aceeași perioadă de timp, deputatul socialist a beneficiat de indemnizații în valoare de aproape 400.000 de lei, compensații de aproape 90.000 de lei și venituri din chirii
chirie de aproape 9.000 de dolari. Adriana Albu mai declară o singură mașină, valoarea căreia este estimată la 526.000 de lei, două terenuri agricole, trei apartamente și o casă de locuit. Menționăm că PSRM și Partidul Comuniștilor au anunțat oficial că vor merge separat în alegerile locale din această toamnă, deși în Parlament formațiunile formează un bloc comun. Până acum, 10 formațiuni politice și-au prezentat candidații pentru fotoliul de edil al capitalei. Actualul primar Ion Ceban nu a anunțat încă dacă va pretinde la al doilea mandat, deși anterior a declarat că intenționează să participe la scrutinul din toamnă. Potrivit CEC, alegerile locale generale din 5 noiembrie vor costa bugetul de stat în jur de 178 de milioane de lei. Termoelectrica a fost obligată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului să elimine toate sursele de contaminare a solului de pe teritoriul CET1 și în termen de 30 de zile să găsească o companie care să depolueze pământul în care a fost îngropat un lot de păcure. Totodată, întreprinderea trebuie să compenseze prejudiciul produs solului estimat la 19.500 de lei. Ministrul Mediului a anunțat că în urma controlului întreprinderii Termoelectrica au fost impuse mai multe prescripții obligatorii, printre care și măsurile operative pentru înlăturarea cauzei poluării solului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului în procesele verbale a stabilit care este termenul, acel 30 de zile, compania se face responsabilă, respectiv trebuie să excaveze, să-l conserveze și să angajeze companie specializată care poate face decontaminarea. Decontaminări tehnice există, procese tehnice există. În Republica Moldova, la momentul de față, avem două situri istorice contaminate cu hidrocarburi, sunt în proces de decontaminare, deci noi avem experiență în Republica Moldova. Anterior, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului spunea că perioada în care a fost deversată păcura poate fi aflată doar de procuratură în cadrul anchetei pe care o desfășoară. Noi am telefonat instituția ca să aflăm detalii despre cercetare, dar apelurile și mesajele noastre au rămas fără răspuns. O anchetă este în desfășurare și la Termoelectrica. Directorul interimar Iurie Razlovan a inspectat chiar în prima sa zi de lucru gospodăria de păcură și a cerut urgentarea anchetei interne în cadrul întreprinderii, pentru a stabili documentar cele întâmplate și a dispune măsurile necesare pentru sancționarea celor responsabili, dar și evitarea pe viitor a unor astfel de incidente. Inspectoratul afirmă că Termoelectrica a încălcat prevederile legii privind protecția mediului și codului funciar și a mai fost obligată să achite prejudiciul cauzat. Am încercat să aflăm de la reprezentantul Termoelectrica suma amenzii, însă purtătoarea de cuvânt a întreprinderii Ionela Vasilenco a declarat pentru Orizont TV că aceste informații pot fi furnizate doar de Ministerul Mediului. În același timp a adăugat că Termoelectrica este dispusă să îndeplinească toate prescripțiile. Termoelectrica este în așteptarea prescripțiilor din partea instituțiilor specializate de mediu și se va conforma acestora după ce conducerea întreprinderii va lua cunoștință cu constatările menționate. Este în interesul Termoelectrica să remedieze daunele de mediu și de imagine cauzate de acest incident. Ministerul Mediului nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre anterior, însă pentru portalul ban.md, șefa cabinetului acestei instituții, Veronica Briceac, spunea că prejudiciul produs de Termoelectrica a fost estimat la circa 19.500 de lei. Adăugăm că ministrul Energiei, Victor Parlicov, comentând situația, a spus că în primul rând este necesar să ne concentrăm pe decontaminare. Eu cred că fiecare trebuie să facă lucrul lui. Deci, Termoelectrica să investigheze ce s-a întâmplat de facto și să luăm măsuri. Dar deja pe decontaminare, pe deci, sancțiuni pentru poluarea mediului, etc., dacă este nevoie, asta da, să vă expune Inspectoratul de Mediu și agenție. Ministerul Mediului consideră că nu se pune problema unei catastrofe ecologice, fenomenul este local și controlat și că în locul unde a fost îngropată păcura, solul este dens, el împiedică răspândirea conținutului în apele subterane. Cu toate acestea, acest teritoriu trebuie eliminat atent și imediat. Consecințele asupra mediului, v-am zis că această suprafață de teren este 5 metri pe 2 metri
în adâncime și 3 metri, până la 3 metri în înălțime, ceea ce ar însemna că este un volum de teren care poate fi excavat și supus procesului de decontaminare. Amintim că politicianul Renato Osatui susținea cu referire la păcura deversată că ar fi de o calitate extrem de proastă și ar fi fost îngropat anul trecut pentru că nu s-ar fi reușit arderea întregului volum în perioada rece, iar stocurile ar fi peste normă și acum. Potrivit lui, licitația de achiziționare din 2022 ar fi fost trucată la indicațiile vicepremierului de atunci Andrei Spânu și în rezultat câștigată de o companie proaspăt înființată care a și procurat produsul din cauza căruia au fost distruse utilaje de la termoelectrica. Potrivit lui Usate, groapa în care a fost îngropat combustibilul se află lângă blocuri și case de locuit, dar și lângă terenuri agricole și chiar un cimitir. La solicitarea noastră de a oferi un comentariu la subiect, Andrei Spânu ne-a trimis un link în care este comunicatul termoelectrica și în care se spune că înregistrarea prezintă un incident din 2015. L-am abordat mai apoi pe holurile guvernului pe Spânu, dar acesta a refuzat să stea de vorbă cu noi. Alexandru Slusar, membru în Consiliul de Administrare al companiei de stat Energocom, spunea însă că imaginile prezentate de Usate sunt de anul trecut. Anterior, premierul Dorin Recean a cerut demisia conducerii termoelectrica. Unii dintre locatarii blocului în parcarea căruia au ars 3 mașini sunt convinși că ceea ce s-a întâmplat a fost un atentat asupra unora dintre vecinilor, avocatul Alexandru Grosu. Soția acestuia spune la fel, mai ales că în urmă cu 4 ani au luat foc alte 2 mașini pe care le cumpărase cu bani împrumutați. În același timp, administratorul clădirii de apartamente spune că înregistrările de pe camerele video au arătat că în ziua incidentului, 2 bărbați binefăcuți au intrat în parcare și au verificat sistemul antiincendiu, după care au ieșit din bloc pe scările de evacuare. De atunci, oamenii deveniți victime colaterale ale incidentului spun că până acum sunt în stare de șoc. Copiii sunt stresați și afirmă că nici nu pot reda prin ce au trecut. Una dintre cele 3 mașini arse aparținea soților Ghercavi. Oamenii spun că tocmai își procurase automobilul și nici măcar nu au apucat să-l înmatriculeze sau să-i facă asigurare. În jur de ora 2 s-a auzit probabil o explozie, fiindcă avem cățel și a simțit, a început să hămâie și după asta am primit un apel că ard mașinile în parcare să coborâm. Poliția presupunea că de la mașina noastră, noi recent am vândut mașina care o aveam, și am procurat o altă mașină plug-in, pentru care chiar am apelat la resurse împrumutate de la bancă și, din păcate, acum a rămas și fără mașină și cu un credit care urmează să-l întoarcem. Și inițial ei presupuneau că e de la mașina noastră, apoi s-a dovedit totuși că este incendiere. Victoria Ghercavi se arată convinsă că ceea ce s-a întâmplat a fost un atac premeditat asupra unuia dintre vecini. Aici este o problemă, nu știu, din cauza anumitor persoane și suferim noi oamenii vinoveți. Este un atac la viața tuturor locatarilor, nu doar a noastră, proprietarilor mașinilor din parcare. Fiindcă parcarea este la demisolul blocului, sunt 2 nivele de parcare și deasupra sunt 100 de apartamente. Același lucru îl afirmă și soțul femeii, mai ales că un incident similar s-a produs și acum 4 ani. Atunci au ars 2 mașini ale avocatului Alexandru Grosu, despre care oamenii spun că ar fi fost ținta unor atacuri. Acest eveniment a avut loc și în 2019. Data trecută am pătimit fiind pe alt loc de parcare, respectiv am pătimit mai puțin. A ars doar părțile de plastic ale autoturismului. De data asta chiar am fost lângă persoana care se presupune că ar fi fost victima atentatului și cred că dumnealor, dumnealui a fost și persoana asupra care a fost făcut atentatul. Suspiciunile vecinilor sunt confirmate și de Natalia, soția lui Alexandru Grosu, mai ales că, spune femeia, au existat și alte forme de presiune și chiar o încercare de a le fi răpită fiica. Acesta nu este primul astfel de caz. În urmă cu 4 ani au mai fost incendiate 2 mașini pentru care încă întoarcem împrumuturile și nu știu de ce, dar nicio acțiune din partea poliției nu a avut loc. Pe lângă asta, au încercat să ne răpească fiica și la fel nu sunt rezultate. Parcă au găsit mașina, dar nu mi-e clar nimic. Fiica mea nu poate ieși în stradă, nu are prieteni, nu-i pot permite să iasă să se plimbe pentru că mă tem. Femeia mai spune că ceea ce se întâmplă are legătură cu activitatea de avocat a soțului său, deși menționează că bărbatul doar își face meseria.
Soțul meu nu a făcut nimic rău, doar a apărat interesele altor oameni. El pur și simplu nu a acceptat să fie plătit ca să se dea la o parte, așa cum au făcut alții. Da, au fost amenințări, peste ceva timp acestea s-au oprit, dar cu o lună în urmă iar au început să-l amenințe. De vreo două ori a venit acasă și a zis că erau sparte roțile de la mașină. Zicea, am așa o presimțire că nu erau sparte din cauza mea, dar parcă cineva intenționat l-a spart. Administratorul blocului, Gheorghe Gălușca, a povestit că după incendiu a urmărit înregistrarea video de pe camerele de supraveghere. În imagini, spune el, apăruse doi bărbați binefăcuți care, în jur de jumătate de oră, au analizat parcarea. Deci, după camerele de luat vedere, s-a observat că două persoane au participat la incendiu, două persoane dotate foarte bine cu... În spate aveau rucsacuri, oricum nu au intrat, o jumătate de oră au verificat sistemul de stingere antincendiar. Toată parcarea au verificat-o, prin toate intrările și ieșirile, dintre care la ora... Două și ceva au aprins și au ieșit pe scările de evacuare din bloc. Anchetatorul prezent la fața locului a refuzat să discute cu echipa noastră de filmare. Cunoașteți în legătură cu cazul respectiv? Totul la centru de presă. În cazul din 2019, Procuratura Generală a declarat că au fost dispuse un șir de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală, însă în rezultat nu a fost identificat autorul incendierii, faptele căruia sunt cercetate pentru distrugere intenționată a bunurilor săvârșită prin incendiere. Soția avocatului, Alexandru Grosu, susține că nu s-ar fi ajuns la această situație dacă forțele de ordine îi găseau pe cei care încă acum 4 ani au dat foc mașinilor. Același lucru îl afirmă și restul locatarilor din cele 100 de apartamente, care adaugă că din această cauză au fost puse în pericol viețile tuturor oamenilor din bloc. Prin urmare, ei au adresat o petiție procurorului general interimar în care cer transmiterea examinării dosarului Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate. Am telefonat la procuratură pentru o reacție, dar ofițerul de presă nu a răspuns deocamdată solicitării noastre. Deși au trecut 3 zile de la data în care incendiul le-a cuprins parcarea, proprietarii mașinilor distruse nici acum nu-și pot veni în fire după cele întâmplate. A fost niște clipe de groază, exact scenariul care a fost pe 19 mai 2019, la fel noaptea, la fel a fost un apel că ard mașinile în parcare, ne-am coborât. Până acum suntem în stare de șoc, copiii sunt stresați și nu vă pot reda prin ce trecem. Incendiul din 30 iulie este anchetat într-un proces penal de Inspectoratul de Poliție Ciocana. Potrivit Procuraturii Generale, ofițerii de acolo întreprind toate măsurile necesare pentru elucidarea circumstanțelor în care s-a produs cazul. Procuratura Generală a venit cu o reacție după ce ieri Uniunea Avocaților a cerut implicarea Procurorului General interimar în elucidarea cazului ce vizează familia unui avocat. Este vorba despre 3 mașini care au ars recent îmbarcarea subterană a unui bloc de locuit în sectorul Ciocan al capitalei, una dintre care aparține soției apărătorului Alexandru Grosu. Potrivit unui comunicat al Uniunii Avocaților, acesta ar fi un atac în adresa colegului lor din cauza participării lui într-un dosar în care reprezintă interesele unui debitor într-un caz de insolvabilitate. În reacția sa, procuratura afirmă că a fost pornită o anchetă în care ofițeri de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliție Ciocana încearcă să afle cum s-a întâmplat totul. Procuratura s-a expus și asupra incidentului din primăvara anului 2019, când în parcarea subterană a blocului locativ în care locuiește avocatul Alexandru Grosu, au fost incendiate automobilul său și al soției sale, iar cazul nu ar fi avut o finalitate. Cu privire la aceasta, instituția a afirmat că urmărirea penală este efectuată în continuare de către ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, sub conducerea Procuraturii Municipale.
au fost dispuse un șir de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală, însă în rezultat nu a fost identificat autorul incendierii, faptele căruia sunt cercetate pentru distrugere intenționată a bunurilor săvârșită prin incendiere, se spune într-o notă informativă a procuraturii. Menționăm că la 4 ani distanță de la acest caz nesoluționat încă s-a produs și cel din noaptea zilei de 30 iulie pe strada Alecu Rousseau din Chișinău, când 3 mașini au ars ca o torță în parcarea subterană a unei clădiri. Pentru a stinge focul la fața locului au intervenit 4 auto speciale cu pompieri. Deputatul Marina Tauber are dreptul să părăsească orașul Chișinău și poate circula prin toată Moldova. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel, care au admis solicitarea avocaților. Sigur că este un pas înainte și un factor pozitiv, deși consider că decizia instanței putea fi alta, de a anula toate măsurile restrictive. Noi astăzi, împreună cu echipa noastră, cu avocații, vom analiza decizia instanței. Dar sigur că pentru mine este important că voi putea merge în municipiul Bălți. Mă voi întâlni cu oamenii care ne susțin și voi fi activă în teritoriu, unde voi lucra în beneficiul cetățenilor. Marina Tauber este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale a partidului politic interzis Shor și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Ea se declară nevinovată, califică materialele acuzatorilor lipsite de fundament juridic, iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzații respinse de reprezentanții guvernării. Procuratura Generală susține că procurorii au dovezi privind vinovăția deputatului și a reiterat că instituția este apolitică, în care angajații săi acționează strict în conformitate cu legea. Președintele Maia Sandu a declarat anterior, cu referire la dosarul Marinei Tauber, că își dorește ca ancheta să fie corectă, transparentă și să nu trezească semne de întrebare. Sandu a spus de nenumărate ori că nu se implică în activitatea justiției. Amintim că Marina Tauber, vicepreședintele partidului Shor, formațiune recent declarată neconstituțională de Curtea Constituțională, a fost eliberată din arest la domiciliu în 17 iulie și plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Trupele ruse continuă să lovească infrastructura portuară și industrială din regiunea Odessa a Ucrainei. Noaptea trecută a fost bombardat portul Ismail, oraș situat în imediată apropiere de hotarele Moldovei și României. Potrivit autorităților locale, în urma atacului a fost avariat un silos, iar la construcțiile industriale și portuare au izbucnit incendii. Au mai fost distruse sediile gării maritime și administrației portuare dunărene. Potrivit comandamentului operațional sud al forțelor terestre ale forțelor armate ale Ucrainei, scopul atacului nocturn a fost infrastructura portuară și industrială a regiunii. Forțele de apărare aeriană au lucrat aproape 3 ore. Se menționează că bombardamentul a fost efectuat cu ajutorul dronelor Shahid lansate din regiunea Mării Azov. Potrivit datelor publicate, forțele de apărare aeriană au distrus 11 proiectile, altele însă și-au atins ținta. În special a fost lovit Ismail. În rezultatul atacului au fost variate un silos și un grânar, au izbucnit incendii la construcțiile industriale și portuare ale orașului. Au mai fost distruse sediile gării maritime și administrației portuare dunărene. Șeful administrației militare regionale Odessa, Oleg Kiper, a scris pe canalul său Telegram că în urma atacului au izbucnit incendii la infrastructura portuară și industrială din regiune. La fața locului lucrează serviciile specializate, victime nu au fost raportate. Atacul asupra portului Ismail, aflat în imediată apropiere de hotarele Moldovei și României, a fost filmat și de pe litoralul românesc, în special din Tulcea. Potrivit presiei din țara vecină, exploziile puternice nocturne au fost vizibile de la kilometri distanță. Portul Ismail este unul dintre principalele de pe Dunăre, prin acesta trece ruta alternativă de livrare a grânelor ucrainene. Presa de la Kiev scrie că de când Rusia s-a retras din acordul cerealier, 25% din grânele din Ucraina au fost exportate prin porturile Reni și Ismail. De atunci, Moscova atacă activ infrastructura
structura portuară din sudul țării vecine. Astfel, la sfârșitul lunii iulie a fost bombardat portul Reni. Pe 1 august, înaintea atacului nocturn asupra Ismailului, revista Forbes a relatat că pe 30 iulie, trei nave de marfă civile au trecut de blocada rusă din Marea Neagră și au ancorat în portul ucrainean din Delta Dunării. După cum menționează publicația, asta s-a întâmplat prima dată după retragerea Kremlinului din acordul cerealier. Alertă falsă cu bombă la primăria municipiului Orhei, potrivit inspectoratului local de poliție. Informația despre minarea sediului administrației locale a fost recepționată de forțele de drept prin intermediul serviciului de urgență 112 la ora 13:25. A telefonat un bărbat. Oamenii legii ajunși la fața locului au izolat imediat teritoriul și au evacuat pe toți cei care se aflau în incinta primăriei. În același timp au început să se facă cercetări și serviciile specializate. În urma verificărilor efectuate, polițiștii nu au depistat obiecte suspecte sau explozibile. Ofițerii secției investigare infracțiuni și urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Orhei au dispus pe mai multe acțiuni în vederea identificării autorului alertei cu bombă. Poliția a mai menționat că a fost deschis un dosar penal pentru comunicarea informațiilor deliberat false despre act terorist. Vinovatul riscă o amendă de până la 42.500 de lei, până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani de închisoare. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă vă doresc!